Cu puțin timp înainte de ajunul Crăciunului, agitația pentru curățenia de sărbători e maximă. Doamnele caselor de obicei nu concep să le prindă sărbătorile cu geamurile nespălate și pardoselile nelustruite. Dar cum vremea șmotrului făcut de gospodine a cam apus, iar găsirea unei femei angajate special pentru curățenie e o opțiune greoaie, mai rămâne doar varianta firmelor de profil, care în această perioadă cu greu își mai găsesc loc în agende pentru case, apartamente sau birouri murdare. Prețurile nu sunt mici, dar angajații promit că lasă în urma lor case strălucitoare și mirosuri proaspete. Dacă încă nu v-ați făcut curățenia de sărbători, aflați din materialul următor cam câți bani trebuie să scoateți din buzunar ca să apelați la o firmă de curățenie să vă dea o mână de ajutor. Suntem full, bineînțeles, toată lumea este acum agitată pe ultima 100 de metri înainte de sărbători. Evident, acum lumea este mult mai axată pe nevoile personale și lasă partea aceasta de curățenie externalizată și bine și fac. Există echipe specializate și nu se mai merge pe tanti aceea care vine și ne ajută pe 50 de lei. Există soluții, există utilaj, există niște procedee acum care pot să facă minuni. Atunci când sunt chemați să curețe o casă, oamenii din echipă se împrăștie ca furnicile, prin toate colțurile, să nu rămână nimic nelustruit. În unele cazuri, oamenii spală și perdelele dacă gazda le cere acest lucru și, în cazuri excepționale, aranjează și hainele în dulapuri. După cum bine știți, persoanele sunt din ce în ce mai pretențioase, așadar, la final, după ce facem una dintre cele de trei tipuri de curățenie, care poate fi generală, întreținere sau după șantier, trebuie să fie bună și bine. Dacă pe vremuri curățenia de sărbători a unei case dura câteva zile, în 2018 femeile moderne pleacă dimineața la muncă, iar când se întorc acasă pot trece direct la amenajarea bradului. În funcție de mizeria care îi, nu, de gradul de dificultate pe care îl întâmpinăm, 6, 8, 10 ore, 12 ore, depinde de suprafață. Și cam de câți oameni aveți nevoie în echipă? În funcție de ce lucrare îi, băiatul, supervizor care vede lucrarea, sugerează 6 persoane, 8 persoane, 10 persoane. Pentru o curățenie făcută în mod profesional, se scot din buzunar sume ce pleacă de la 400 de lei, dar tarifele variază. Noi niciodată nu dăm un preț fără să vedem locația. Este un serviciu gratuit pe care îl facem pentru toate persoanele fizice și pentru persoanele juridice. Noi o numim monitorizare, adică un supervisor de la noi, care este mai la îndemână sau locația cea mai apropiată, merge și face o foarte scurtă monitorizare, pentru că nici nu vrem să deranjăm foarte mult. Durează 5-10 minuțele maxim. Noi nu folosim această calculație la metru pătrat. Este un algoritm destul de învechit din punctul nostru de vedere. Oamenii uită că pe lângă cei 60 de metri pătrați orizontal, mai au și restul de suprafețe verticală, cum ar fi geamurile, cum ar fi ușile, cum ar fi partea de tocărie, cum ar fi, nu știu, inclusiv suprafețe vitrate verticale. Noi calculăm totdeauna algoritmii noștri de cost în funcție de orele lucrate. Deci, băieți și fete, avem o casă cu 5 camere, băi, scări. Începem, Liviu cu Adrian, începeți să dați cu mâna pe ea în camera. Sergiu, te rog frumos, te ocupi de geamuri, pervaze, suprafețe vitrate. Andrei cu Georgiana, începem cu grupurile sanitare.